is blind. Live and let live. Ba! Știți, n-aș vrea să vă deranjez. Time is money. Auzi? Am cunoscut o blondă tare, very beautiful. Are pe vino încoace, cum îi ziceți voi în limba asta. Pe coming on. Nu știu cum se spune încoace. Ça suffit pour aujourd'hui, mon enfant, ara. Nu poți să-l dai mai încet? Parcă e sirena care ne anunță alarma aeriană. Alo? Da, salut mâna. Cu domnul Haralan Bienecșulescu? Nu poate fi deranjat deloc, nici măcar telefonic. E prins, muncește groaznic, da, cel puțin 7-8 ore de acum încolo. Poate mâine, da. Bad man. Știți, n-aș vrea să vă deranjez. Cu mine vorbiți? Exact. Nu mă deranjează, nu. Dimpotrivă, noi vrem să fim deranjați. De-aia suntem noi ziariștii pe lume, să fim deranjați, oameni, deranjați-mă. Ce s-a întâmplat? Vreun puști mai șugubăț a tras de coadă pisoiul unei cocoane care n-a crescut în viața ei un copil? Sau s-au certat doi vecini de palier? Sau ați inventat un motoraș? Ați inventat un motoraș care nu consumă nimic, apă și aer, atât, nu? Scoateți planurile, vă rog frumos. Hai, hai să văd. Sunt perpetuum mobile, cel mai tare sunt din Bucureștiul ăsta. Da, scuzați-mă. Vă ascult. Îmi pare rău, dar nu cred că aș mai avea ce să vă spun. Hai, scoateți planurile. Care plan? Planurile motorașului. Care motoraș? Perpetuum mobile. Domnilor, stați puțin, ce perpetuum mobile? N-aveți perpetuum mobile? De ce ați venit? Poate o fi venit pentru vreun medicament. Ah, aveți medicamentul ăla extraordinar, un lec contra cancerului, nu parcă așa ce v-ați spus? Sau dânsul era? Nu era dânsul. Domnilor, vă rog foarte mult. Mă numesc Ion Tacescu, sunt inginer constructor. N-am inventat niciun perpetuum mobile, nu am niciun medicament contra cancerului. Vecinul meu de palier e un om foarte cum se cade, la fel și cotoiul lui. De altfel, nici găina bunicii mele n-a născut niciun pui viu. Eu am venit la dumneavoastră pentru cu totul și cu totul altceva. Pentru ce ați venit, domnule? Domnilor, eu am venit să vă vorbesc despre... despre un asasinat. Cine a fost asasinat? Tatăl meu. Și de ce nu v-ați dus la poliție? A fost asasinat acum 50 de ani. N-am nicio dovadă. De aceea nu m-am dus la poliție. Sau, mă rog, aproape nicio dovadă, pentru că... dovada pe care o am e subțire. E foarte, foarte subțire. Ce faci? Nu, tu ești pusicheta mea. Nu, lasă că... Da, lasă că te să ia mai bine. Da? Sunteți drăguți să fiți un pic mai clar. N-am înțeles nimic. Până acum o săptămână trăiam și eu foarte liniștit. Tot ce știam era că... tatăl meu... a murit în 1942, pe când eu aveam în jur de 8 anișori. Mai precis. Și-a tras un glonte în cap. Un glonte în cap? Exact. Continuați, vă rog. Deci tu, mamă. Era profesor de muzică. Era un om foarte blajin, cel puțin așa mi-a povestit mama. Foarte tandru cu cei de acasă. Eu, personal, mi-l amintesc... îmi amintesc la pian, încercând să mă învețe un cântecel.
L-a băgat pe ăla că e finul lui, altfel nu juca. Sigur. Na, ăla n-a fost niciodată jucător. Nici n-o să fie. Da. Aiuri. Ara. Da, stai așa un moment, iartă-mă, da. Tu ți-ai luat banii? Nu. Că azi e zi de leafă. Auzi, să dau banii azi. Domnul Tăcescu, ce s-a întâmplat după aceea? N-ar prea mai fi nimic de povestit. Mama a trăit până acum câțiva ani. Am întrebat-o de multe ori de ce a făcut tata gestul acela și... n-a știut săraca să-mi răspundă niciodată. N-a lăsat nicio scrisoare de adio? Să știți că m-am frământat foarte mult. Nopți de-a rândul m-am întrebat de ce a făcut tata gestul acela și niciodată n-am găsit un răspuns. Niciodată până când... într-o seară... Faci mișto? Nu s-a dat niciun salariu azi. M-am întâlnit și cu șeful. Mi-a dat să caut în diapozitivele astea. Stai, okay. Alo? Honey? Da, iartă-mă, a intervenit ceva. Da, nu. Bun. Nu. Până într-o seară, când... O să fie mai bine. Da, spune când de... într-o seară. Făceam ordine în bibliotecă. Și am dat de câteva partituri ale tatei. Am de zile nimeni n-a umblat acolo, pentru că în familia noastră nimeni nu s-a mai ocupat de muzică. Am deschis o partitură, nu știu ce mi-a venit. Era vorba de frumosul Rosmarin al lui Kreisler. Și acolo am găsit o hârtie împăturită în două. Cred că ar fi mai bine să o citiți dumneavoastră. Ah, cu mult mai bine. Dânsul e cititor mare. Are probleme la râd, dar e bun. Draga mea, dacă vei ajunge să citești aceste rânduri, înseamnă că mi s-a întâmplat ceva rău. În acest moment, ei sunt mai puternici. Am trăit în numele unor valori care azi sunt interferite. Dispariția mea e firească, să mă acuzi că nu m-am apărat și o să-ți dau dreptate. Închipuiește-ți însă că mi-e scârbă să mă apăr de niște ticăloși care nu vor decât să aservească omul, să-l transforme într-o marionetă care doar să le răspundă la comenzi. Vă să zic pe amândoi și să știți că datorită vouă viața mea a fost o mare bucurie. Nu pot să scriu mai mult. Știu că în seara asta un negru va veni. Îmi ține pe joc. Un negru va veni și voi tăia sub lovitura lui. Dar pentru voi va fi mai bine. Nu o să vă mai atingă nimeni. Încă o dată te rog să mă ierți. Asta e singura soluție ca să vă salvez. Asta e singura soluție pe care o găsește un amărât de profesor de muzică pentru a-și scăpa familia în vremurile tulburi în care trăim. Însă, un lucru să vă fie clar. Chiar dacă omul negru va înscena moartea mea într-o sinucidere, însă un lucru să vă fie clar. Chiar dacă omul negru va înscena moartea mea într-o sinucidere, să știți că nu mi-am luat singur viața. N-aș fi putut lua înapoi ce v-am dăruit vouă, Toader Tăcescu. Asta nu e scrisoare de sinucigaș. Cred că v-am răpit destul timp. Ar trebui să plec. Cum o să plecați? Păi cum rămâne cu asasinul?
Trebuie să plecăm imediat în căutarea asasinului, se poate? Am auzit de dumneavoastră și... mi-am imaginat că ați putea să mă ajutați, dar acum îmi dau seama că sunt un caragios. Cine ar putea să facă lumină într-un caz care... s-a întâmplat acum 50 de ani? Vai de mine! Păi s-a făcut lumină în cazuri de acum 100 de ani. Cazuri centenare, ca să spun așa. Dacă mi-aș permite, v-aș spune că ăsta e un caz simplu. A small case. Îi dăm noi de capăt, nu? Vreau să o luați. V-aș ruga să mi-o mai lăsați. Vă promit că n-am să o pierd. Da, bine. Și vă dau în câteva zile. Spuneți-mi altceva pentru pornirea anchetei. N-ați mai avea? Cred că am niște ziare vechi din 42. Bune. Dar cam puțin. Altceva? Bine, venim să le citim. Unde vă putem găsi? Aveți un număr de telefon? Nu, e puțin complicat pentru că tocmai mă mut într-un apartament nou și încă nici nu e... Nu e gata zugrăvit? Nu, e... nu. Blocul nu are legătura... Da, telefonică, da. Da. Dar adresa ne puteți da? Venim noi acolo, dacă... Da. Puteți? Scrie, te rog, right on the paper. Da. Nicolae Titulescu, 20. Da. Etajul 5, apartamentul 63. Etajul 5, apartamentul? 63. Hai, dă noroc cu haralambii, hai. Hai să trăiești, ham. I-am zis că luăm în engleză. Dar ce faci, ce muzică asculti? Frumosul Rosmarin. Și ziarele astea spun ceva? Ai găsit ceva? Ia citești. Auzi, dar Ditacescu nu spune nimic? Adresa. Am aflat adresa lui Ditacescu. Ați auzit de un profesor Tacescu? Tacenco? Tacescu. Am avut pe ultimul, pe profesor, pe surdul, chema... Surdul, la muzică. Da, la muzică. La muzică, surdul. Căutam un profesor de muzică, Tacescu. Profesor de muzică pe strada Meduzei? N-am auzit. Nu... Poate la blocuri. Așa? Căutăm un profesor de muzică, Tacescu. Nu știu, domne, poate să fie și de dans. Nu știu ce scuze. Hop și tu. Și tu te-ai prins aici. Lasă-mă în pace. Veți-mi locuiți de mult în cartierul ăsta? De când m-am născut. Căsuța asta are acustuta. În 1942 erați tot aici? Nu ți-am spus că n-am plecat niciodată de aici? Am uitat. Ăștia tineri nu prea aveți tineri din minte. De profesorul Tacescu, Toader Tacescu, ați auzit? Cum să nu? Le-a fost oarecum prieten, da. Avea casa acolo, unde e. În locul blocului ăla. Ce s-a întâmplat cu el? Ei, sărac, s-a prăpădit. Mare păcat a făcut. Să ai nevastă și copil să spui pistolul la tâmplă, asta e o curată nebunie. L-ați cunoscut bine? Păi nu ți-am spus că eram oarecum prieteni? Nu prea tineri de minte tineri. Tare mi-e dor de un șah. Facem una? Hai să facem o parte, ia. La o stricoliță să-mi spuneți de ce ați venit. Eu sunt cuțuica și voi jucați. Așa. Când ați aflat că s-a sinucis, v-a venit să credeți? Nici pomeneală. Păi ce motiv avea? Nevastă tânără și gospodină, copil reușit, la școală unde era bine văzut. S-ar fi putut să-l fi omorât cineva? Cum să-l omori? L-au găsit cu pistolul în mână. Dar nu credeți că ar fi putut fi o înscenare? Cum o înscenare? Adică s-ar fi omorât cineva și să-și fi aranjat așa că a fost o sinucidere? De... Nu știu ce să zic de treaba asta. A fost anchetă mare. Au venit polițai, procurori, i-au întors casa cu susul jos. Și s-a constatat că a fost o sinucidere. Așa au scris și ziarele. Da, dar de unde avea pistol? Problema aia și un copil putea să aibă pistol. Numai că nu aici e problema. Care?
Toader n-avea niciun motiv să se sinucidă. Chiar niciunul? Niciunul. Da. Mai țineți minte când l-ați văzut ultima oară? Păi l-am văzut pe 4 iunie 1942. Nu se poate. De ce nu se poate? Păi nu se poate să țineți minte și data și ziua și tot. Cum să poată, măi, tinerii? Păi dacă pe 4 iunie ziua mea de naștere. Așa, da. Mi-aduc aminte ca acum. L-am întâlnit chiar în ziua aia acolo, pe stradă. Trecea strada, îți ducea acasă cu un băițan lângă el care îi ducea într-o cutie o vioară. Și l-am invitat la mine. Ba, s-a scuzat, a zis că are oră cu băiatul și mi-a și spus și atunci că o să ajungă băiatul ăsta un mare violonist. Mai țineți minte cum îl chema pe copil? Da. Toader a avut dreptate. Mi-a spus de atunci, băi, Vasile, băiatul ăsta, Marin Mara, o să ajungă un mare muzician. Alo? Da, vă rog. Cu maestrul Marin Mara, vă rog. Lipsește din București. Vine peste 2 zile. Salut, Mara. Bună ziua, dar... Poftiți. Nu. Îndrăzniți, hai. Dumneavoastră sunteți doamna directoare? Da. Eu sunt. Salut, mâna, mama. Și dumneavoastră, domnul? Eu sunt Mladin de la Flacăra. Uitați... Pentru mine? Pentru dumneavoastră. Vai, vă mulțumesc. Las loc, stai jos. Ați ajuns ușor la școala noastră? Da. Da. Ce doriți? Voiam să-mi spuneți... Dacă știți numele profesorului... Da, foarte frumos, să știu, mă scuzați că nu mi l-am remarcat la început. Dar mă bucur că vă plac. Chiar mă bucură. Sunt frumoasă. Da, numele scuzați. Profesorilor care au predat aici prin anii 40, mai exact în 42... O să-mi fie ușor să vă îndeplinesc dorința, pentru că noi chiar pregătim acum o monografie a liceului. Și pentru asta am ținut să avem... și mărturiile unora dintre cei mai vechi profesori ai noștri. N-au mai rămas în viață decât 3. Elena Durboacă, profesoara de franceză, profesorul de geografie Cristian Babiuc și profesorul de istorie Marin Dănescu. Numai ei atât. Da. Eu fac o anchetă în legătură cu un profesor de muzică, Toader Tacescu. Toader, da, a avut un destin tragic. Nu ne-am așteptat, dar asta e viața. Aveți să aveți așa o înfățișare de cântăreață, de operă. De operetă, mi-aș fi dorit. Da. Să știți că dacă am să înscriu și eu cartea vieții, cum se spune, am să pomenesc această dorință mea de a fi pe scenă, de a fi și eu. Poate mă vedeți așa ușor mai festic, așa îmbrăcată. Mi-aș fi dorit să fiu actriță, să... Da? Cântăreață, mai ales. Dacă... Ați putea să fredonați ceva? Mai, chiar așa. Stați să închid catalogul, așa. Mă simt, nu știu cum. A, nu. N-am... Fredonați fără catalog. Libiamo, libiamo, la riri, la la la. La 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 la
După aceea s-au închis porțile. Am stat nemișcată. Dar dumneavoastră erați acolo când l-a arestat pe Maniu și pe Mihalache? Nu! Coboram pe plevnii de la mama și când am ajuns în fața porților Malmezonului, deodată ostașii care erau în fața acestei porți imense, că după aceea s-a dărâmat tot acolo și s-a făcut tachimii. Da, da. Mi-a făcut așa. Da, Serviți, serviți, serviți în dulceață. Da, mulțumesc. E o dulceață delicioasă, făcută de mâinile mele. Da. Da. Doamnă, haideți să ne întoarcem în 42. Dacă mi-aduc aminte de Teodor Tăcescu. Da. Un om de mare cultură. Eu mi-am făcut niște notițe în acea perioadă, caiete întregi. Da. Și de când mi-ați telefonat, am căutat aceste notițe legate de... Și le-ați găsit? Da. Grozav, doamnă. Acolo sunt? Da. De atunci? De atunci. Aveam pe atunci 25 de ani. Era de o modestie rară. Nu dorea să parvină. Spuneți-mi, s-a certat cu cineva în perioada cu dumneavoastră, s-a certat? Nu, niciodată. Nu. Cu nimeni. Numai cu o singură persoană pe care am respins-o întotdeauna. Cum îl cheamă? Ilie Vargaru, profesorul Ilie Vargaru. O brută. Sărut mâinile, colega. Măi, Tăcescule, de ce vrei să faci din niște amărâți și dobitoci oameni cu dragoste de cultură? Îți pierzi vremea de pomană, mă. Ordine și disciplină și bătaie la cataramele trebuie progodiților răsturat. Din niște dobitoci n-ai cum să scoți academicieni. Ascultă-mă pe mine. Din niște dobitoci n-ai să scoți niște academicieni. Ce s-a întâmplat cu profesorul Vargaru? Nu știu. La un moment dat a dispărut. Cam prin 1944. Am uitat să-ți spun. Avea un fix al lui. Se îmbrăca numai în negru. Tăcescu era un om deosebit. Nu numai profesional. Vă rog să notați. Da. Te cucerea de cum îl cunoșteai. De la bun început, înțelegeai că ai de-a face cu un om cinstit. Trăia numai pentru muzică. E adevărat că în relațiile sociale era destul de aerian. Cum adică? Cu pregătirea pe care o avea. Cu mintea lui strălucită, ar fi trebuit să predea la conservator. Mă rog, într-un loc unde să-și poată susține ideile. Dar pe el nu le interesa reușita socială. Știți cum era poreclit? Nu. Nour. De ce? Fiindcă tot timpul părea să fie cu capul în noi. Dușmani avea? Omul ăsta blând nici pomenea. Nu. De vreo dispută cu profesorul Ilie Vargaru, știți? Nu. Cine v-a spus asta? Doamna Durboacă. Ah, Elena. Nu, nu, vă rog din suflet, nu, nu mai vreau o dulceață, nu, mi-am făcut plinul pentru un an de zile, nu mai. nici n-am dulceață, sufăr de diabet. Asta e foarte bine. Cum e bine? E bine că sufăr de diabet? A, nu, nu, scuzați-mă, nu. E foarte bine că n-aveți dulceață. Vă rog să vorbiți
ceva mai tare. M-au cam lăsat urechile. E foarte bine că nu aveți dulceață. Da, da. Vă interesează profesorul Tăcescu, nu? Exact. Da. Păcat că a făcut prostia aia. Sunteți sigur că el a făcut-o? A fost și o anchetă. Da. Ce puteți spune despre relația lui cu profesorul Vargaru? Sportistul? Da. Bune, bune. Bune, toți aveam relații bune. Numai odată era să iasă o dandana. Ce dandana? Nu-i nevoie să strigați așa de tare. Prin 40. Nu locuiam la bloc. Aveam o căsuță. Am vrut să-mi sărbătoresc ziua de naștere și am invitat niște colegi. Masa era pusă în grădină. Era în toiul petrecerii. Și la un moment dat am intrat în casă pentru niște sticle. Și dintr-o cameră alăturată aud doi bărbați care se ceartă. Am să te dau un vilag, zice. Așa zicea. Tăcescu. Da, pe urmă l-am văzut pe Tăcescu ieșind furios din cameră și strântind ușa și după el a ieșit și Vargaru, care a încercat să-l oprească. Da, nu m-au văzut. Vă să zic că Tăcescu îl amenința pe Vargaru că o să-l dea în vileag. Da. Despre profesorul Vargaru, ce mai știți? A mai stat la noi în școală 2-3 ani. Și pe urmă a dispărut, fără urmă. Parcă l-a înghițit pământul. Ce crezi că-i cu Vargaru? Nu știu că... M-a sunat inginerul Tăcescu și mi-a spus habar n-are de Vargaru. Auzi, dar crezi că el o fi omul negru? Și noi până când suntem aici? Mă, se întoarce acasă maestrul Mara. Aș vrea să vă întreb dacă îl cunoașteți pe profesorul Toader Tăcescu. Dacă l-am cunoscut, bineînțeles, cum să nu-l cunosc. N-a fost primul meu profesor, dar a fost cel dintâi care mi-a dezvăluit de fapt ce înseamnă muzica. Aș putea spune că mi-a fost ca un tată. Și ce destin cumplit a avut. Oh, la la. Ce l-o fi împins să facă gestul ăla? Mi-aduc aminte că ultima oară l-am văzut cu o zi înainte de... de a-și lua zilele. Adică pe 4 iunie. Pe... Dar de unde știți? Ați fost văzuți împreună pe stradă și... se pare că ați avut o oră în ziua aia, nu? Voilà? Da, chiar pe 4 a fost, nu? De fapt, nu mai are nicio importanță. Ați putea să-mi dați câteva amănunte în legătură cu ultima oră pe care ați avut-o împreună cu profesorul? Da, iertați-mă, am crezut că veniți să-mi luați un interviu. Așa am crezut. Abia m-am întors de la Paris, am multe lucruri importante de spus, nu? Sigur că aș fi vrut să vă iau un interviu și o să vi-l și iau. Mai vrut așa, în deschiderea interviului, câteva cuvinte despre profesorul Tăcescu. A, mă rog. Să vă spun despre ziua aceea. Îmi aduc aminte. În ziua aceea i-am prezentat un studiu. Iar apoi m-a rugat să pregătesc pentru ora viitoare frumosul rozmarin. Mi-a și dat partitura să o studiez. Cum? Studiul mergea de minune. Sigur că nu vreau să mă laud, dar i-am făcut o mare plăcere în ziua aceea profesorului. Și tocmai când am ajuns să lucrăm pe pasaje, adică să vedem ce merge, ce nu merge, da, mă rog, fiecare
profesiunea cu tainele ei. Evident. Tocmai atunci a sunat la ușă cineva. Ce s-a întâmplat? Avem ceva de discutat. Rămâi acolo. Continuă, Marina, revin imediat. E foarte bine, Marine. Ai să ajungi. Ai să ajungi mare. Ați luat și partitura frumosul Rosmarin? Am uitat-o la profesor. Și după aceea mi-a fost... fost rușine să mă întorc să mai cer. De unde știți atâtea, mon Dieu? Sunteți... Da. Da. Încă eu. Îmi cer scuze că vă primesc în ținuta asta. Nu-i nimic. Un halat. Un semn de civilizație. Da. Nu m-am așteptat să veniți și... un balamuc în casă cu mutat. Îmi pare rău că nu pot să vă primesc, că știți cum... Nici n-am reușit să montez mobila. Nu face nimic. Eu, de altfel, vreau să vă pun o singură întrebare și... urmă să văd de treaba mea. Vă ascult. Spuneți-mi, profesorul era singur acasă sau mai era cineva? Dimineața aia tata a rămas singur. Eu cu mama am plecat din Zor la o mătușă de-a mea. Mătușa asta a mea nu ne-a lăsat să plecăm decât târziu de tot, când am ajuns acasă, tata nu mai era în viață. Vă mulțumesc frumos. Cu plăcere. Cele bune. La revedere. Supărați. Da. Să rămână. Bună ziua. De familia Vargaru ați auzit? Familia Vargaru? Da. N-am auzit. Locuiți aici? Nu, suntem în Trecea. Nu, iertați-ne. Să rămână. Nu-i nimic. Să rămână. Bună ziua. Familia Vargaru. Nu știu, n-am auzit. N-ați auzit. Nu, s-a întâmplat ceva? S-a întâmplat ceva? Familia Vargaru. Să rămână, doamnă, să rămână. Știam cine este pe aici, se face câinele ăla. De familia Vargaru. Nu, la mine nu. Nu, dar ați auzit de familia Vargaru? Nu. Locuiți aici? Da. Da, de mult în cartierul ăsta? Da. Și n-ați auzit? Nu. Să rămână. Da. Profesor de sport? Nu. Nu. Nu, decis. Vă spun eu că nu. Să rămână, mulțumim mult de tot. Să rămână, mulțumim. Sănătate, numai bine. Bună ziua. Căutăm pe cineva care locuiește în cartierul ăsta de multă vreme. Locuiți aici de multă vreme? Da. De familia Vargaru ați auzit? Am auzit atunci. De mult asta. El era așa mai... Da. Și ce s-a ales de el? Păi ce să se aleagă, că din toamna lui 44 nu l-am mai văzut. A dispărut fără unul. Cum așa? Păi eu știu, nici lucrurile de casă nu și le-a luat, dar... Da. Și
De atunci nu l-ați mai văzut deloc, niciodată? E, n-aș putea spune niciodată. L-am întâlnit odată cu un individ care semăna teribil cu el pe maieru. L-am oprit lângă magazinul Eva, zice, că nu m-a recunoscut sau n-a vrut să mă recunoască. A. Dar eu zic, bă, Vargarule, bă, nu mai mă cunoști, bă. Și el ce-a zis? Ce, nu? Nu te cunosc. Cum mă, nu mă cunosc? Eu sunt Lăptic, bă, am locuit pe anemonelor la trei case. Lăptic, vă zice. Lăptic, să Lăptic, vă zice. Zic, am locuit acolo, la trei case de tine, dar el zice, nu mi-aduc aminte. Nu știu. Și începuse să se cam adune lumea în jurul nostru. Eu zic, bă, tot hoțoman ai rămas, băi, Vargarule, bă, te-ai ajuns, nu mai vrei să cunoști pe prietenii din tinerețe. Păi zău, așa, era îmbrăcat în negru. Zic, te-ai ajuns, ești mare acum, ești încliftat la patru ace. Și nu mă cheamă, domnule Vargaru, nu mi-aduc aminte de nimic. Eu nu sunt profesor Vargaru. Zic, aici, gata, l-am prins. Zic, păi cum spui că nu-l cunoști și zici profesor? Păi tu ai spus profesor. Zic, eu n-am spus profesor. Eu am spus Vargaru. A zis Vargaru, da, da. Până s-a mai adunat lumea, așa, el s-a enervat și a scos buletinul. Mi-a arătat buletinul. Era alt nume. Alt nume. Dar vă jur, simțeam că el e Vargaru. Și cum îl chema, domnule? Păi, îl chema, îți vine să și râzi. Paul de la Decima. Să rămână. Înșeală, vreau să vă spun, aveți niște unghii minunate. Andrei, ce zici, domnișoara, ar putea apărea pe coperta revistei noastre? Pe ce mai aștept, de bice? Zâmbiți, domnișoara. Ce unghii frumoase. Da, super, pe toate. E pentru da, coperta. Capul într-o parte, ușor într-o parte. Și așa. Așa, foarte bine. Super. Desfăceți-vă părul. Așa, va. Ce? Am avea și noi o rugăminte. Căutăm o familie Vargaru. A locuit pe strada Anemonelor prin anul 42... 1942, vreau să zic, da. Strada? Anemonelor. Numărul? 16. Să vedem ce se poate face. La ce revistă spuneați? La o revistă, o apare acum în curând, da. Și e minunată. Imediat. Da. Vargaru? Vargaru. Vargaru. Totul se rezolvă. Mulțumim. Ia să vedem. Să știți ce, vă rog, să vă ridicați puțin, să vă iau puțin în picioare. Dar cum, cum să nu iau? Uite ce zi nemaipomenită. Subliniați bustul. Perfect. Mai susțineți-l o dată bustul. Perfect. Arată, n-ai busturi proaste. Gata, lasă, da. Da. Știi cum o chema pe nevastă sa înainte de căsătorie? Cum? Cum crezi? Nu știu cum. Cum s-o cheme? De la Decima ea era. De ce nu mi-ai spus că avem atâta de urcat? Făceam antrenamente înainte. Ce s-a întâmplat? Da-ți-mi. Alo, domnii! Auzi? Unde ai stat până acum? Căprioara mea. Hai, nu mai îmblas cu vrăjeala, că nu ține la fata. Vărsați aveți de vărsat și ușcheala. Căutăm familia de la Decima. Eu sunt toată familia de la Decima. Vă ajunge? Ameto, cu cine vorbești? Cu niște ochi holbați. Ce vreți, bă? Vă legați de gagicile altora? Nu. Noi suntem... Ce fățe? Ți-a venit pe țitori, ai? Ce nu știu. De unde ai la catastif? I-am șană. Fă tu mis de terecul de aici. Sunt în apată. Lasă-mi și răzut odată, tai dreptul din gură. Ce vreți, bă? Stai. Noi suntem ziariști și am venit, avem o... Ziariști, da. Cine v-a dat pontul? Care pont? Ce pont? Șef, uite care treabă. Noi lucrăm cu acte Gigea, da? Eu dă cu buricul la bar, număr unic. Eu câștig lovele cinstite pe bune. Cine zice că vând ierburi,
minte. Da, niște mincinoși, niște nenorociți. Niște jigoni. Niște jigoni. Ăla care vând prafuri. Căutați-i în altă parte. Ah, da. Căutăm un domn în vârstă pe numele De la Decima. În vârstă? Da, da, în vârstă, în vârstă, în vârstă. Șef, uite care treabă. Aici nu dă cu soiul niciun babalăc. Luaneta mi-i plac boșorogii. Ai înțeles? Da, am înțeles. Mai bine vă ușchiți. Da. Ce ziceți? Și eu zic că e mai bine să... Nu? Da, da, ce mai bine să... Încă ceva. Dacă vă mai prind pe aici, vă rup oasele. Ce vă pot ajuta? Doamne, căutăm un domn, Paul de la Decima. Paul? Da. Da, nu știu. Da. În familia noastră, după știința mea, nu e nimeni cu numele ăsta. Nu. Nu vă numiți de la Decima? Ba da, dar Paul? Paul, nu. Deci nu e, nu? Hai mă. Nu, mai mult ca sigur, mai mult ca sigur. Iertați-mă. Intrați, vă rog, intrați. Hai, vă rog. Nu, poate domnul vrea să servească o dulceață. Aveți dulceață? Nu, am eu ceva special. A, nu. Stați pe loc. Stați, nu. Doamnă, lăsați, vă rog frumos, nu că suntem... Nu. Am ceva... Vă mulțumim mult, iertați-ne. Poate aveți o țuică fiartă să bea domnul. Stai, mă, niște Dumnezeu, dracu, mă, mai cai. Îmi iau osul la treabă. N-ai spus că am numai cazuri fulminante? Am noroc? Hai, dacă vrei să te afirmi. Eu sunt Marin de la Decima. Sănătate, la mulți ani. Noroc, la mulți ani. Ține, draga mea. Caut o persoană dispărută prin 44. Da, ce legătură aș avea eu cu așa ceva? Eu... Adică noi. Noi? Căutăm o persoană numită Paul de la Decima, nu sunteți dumneavoastră? Paul de la Decima? Paul de la Decima este tatăl meu. Tată? Da. Tu și sunt ziariști. Da, pare bine. Bună seara. Bună seara. Pare bine să vă cunosc. La fel. Vă rog. Mulțumesc. Vor să spună câteva întrebări. Nu să te obosească prea tare. Spuneți-mi... Dumneavoastră sunteți Paul de la Decima? Da. Întotdeauna v-ați numit Paul de la Decima? Dar ce este un interogatoriu? Ce... Stați puțin, să știți, tata e puțin cam bolnav. Vă rog să nu-l obosiți prea tare. Da. Vrem să dăm de urma cuiva care a dispărut în 1944. Da. Câți n-au dispărut atunci, domnule dragă? Cu ce v-ați ocupat dumneavoastră? Am fost anticar. Profesor, n-a spus niciodată? Nu. De sport, adică unul care îi face pe copii să meargă pe bară până amețesă, să... Nu, de când nu știu, am fost anticar. Unul din cei mai importanți anticari ai Bucureștiului, domnule. Din păcate, boala m-a îndepărtat de pasiunea mea. Anticarii de obicei au cărți de jur împrejurul pereților. Văd că... Am făcut alergie la ele, nu le mai puteam suporta în număr mare. Acum însă am câteva sute de volume în camera mea. Dacă puteți să veniți să le vedeți, vă rog. Aș veni cu... Du-te. Cu plăcere. Vă rog. Mulțumesc frumos. Domnule de la Decima, sigur n-ați făcut sport? Nu, niciodată. Da, adică vreau să zic că nu numai profesor, sport în general. Sport în general am făcut, da. Dumneavoastră ați fost întotdeauna anticar? Da, anticar întotdeauna. Da, mulțumesc mult. S-a întâmplat ceva?
Am o amețeală. Probabil că din pricina căldurii. E foarte cald la dumneavoastră aici. Și mie de ce nu mi-ai spus până acum? Ce să-ți spun, mă? Că între cărțile moșului se află și una dedicată lui Vargaru. Să recunoști. Ce să recunosc? Ești Ilie Vargaru. Prostii! Ți-ai omorât colegul pe Toader Tacescu și ai făcut ca totul să pară o sinucidere. Dar tu ești nebun, domnule. You need something? Da. O infirmieră blondă, cu mâini ușoare și sunt catifelați. Ce ai făcut? L-am demascat. Pe cine ai demascat? Pe de la Decima, Ilie Vargaru. De unde știi tu? Am fost la el acasă. I-am spus totul în față. Am uitat drept în ochii lui și i-am spus: ești Vargaru. De ce l-ai împușcat pe Toader Tacescu? Asta nu e tot. Peste vreo câteva ore, când treceam prin Herăstrău, o luasem pe scurtătură dinspre Casa Presei. Mă și mâna mea. Grăbesc mersul. Pașii se audă mai rapid. Când trec printr-un loc, un loc așa mai singuratic, fără lume, mă pămânesc cu pumnii în spate. Pumni și șuturi și lovituri. Nu ne-am rășit. Nu e așa că l-am demascat? Știu ce s-a întâmplat. Vargaru a vrut să-l atragă pe Tacescu într-o rețea de spionaj. Da, da. Cine e la telefon? Naie Teodorescu. Naie Teodorescu? Da. Da, nu cunosc niciun Naie Teodorescu. Bravo, Iliuță, bravo. I-ai dus pe toți de nas cum ai vrut tu, dar pe un vulpoi ca mine nu l-ai putut păcăli. A? Ce zici? De unde telefonezi? De pe Calea Moșilor. Ce număr e acolo? Notezi? Da, un moment. Iliuță, Iliuță. Da, spune. 2-2-3, 2-3-4-5. 3-4-5. Bine. Mâine la 20 fix te sun acolo. Iliuță, te aștept. Și cât o să stăm aici toată noaptea? Până vine. O să muște? Cred că da.
3 minute. Este așa. Vezi? Asta e. De ce nu e acasă Tăcescu? Ce cauți aici? Vin de la spital. Credeam că ajung eu primul. Inima lui de la decima a rezistat. Are multe de povestit. Sau poate că are mai nimic de povestit. A, uite. A sunat și la vecini. Pe cine căutați? Pe inginerul Tăcescu. Inginerul Tăcescu nu locuiește aici. În acel apartament nu locuiește nimeni. Pe cum... Am fost acum câteva zile și mi-a deschis chiar inginerul Tăcescu. Eram în pijama, cum nu locuiește nimeni aici? Bunica, niște hoți!